Ciocolată de casă făcută din ciocolată adevărată și fără lapte praf. Hai să vedem despre ce e vorba. Salut, sunt Robert și astăzi vreau să vă arăt o rețetă foarte faină de ciocolată de casă, diferită de ciocolata de casă pe care o știm cu toții, pentru că asta de astăzi se face cu ciocolată adevărată și nu folosim lapte praf la ea. E o rețetă pe care o am de pe site-ul lui Adi Hădean și el la rândul lui o are de pe nu știu ce site și așa mai departe și fiecare o adaptează după cum îi place lui. Îi dăm drumul la treabă și o să vedeți că curge super rapid rețeta. Într-un bol am pus 500 de grame de lapte condensat îndulcit. Vorbim de laptele ăsta așa la cutie de metal, da? Nu laptele condensat pentru cafea. Ăsta îndulcit. Se găsește în majoritatea magazinelor, eu folosesc așa Two Cows, ăsta l-am găsit, dar găsiți o grămadă de firme. Dacă nu găsiți și nu găsiți, puteți să faceți și acasă și o să vă las aici sus un link către video cu înghețata făcută din 3 ingrediente, video în care găsiți și rețeta pentru lapte condensat îndulcit făcut în casă. Se face super ușor. Bun, deci 500 grame de lapte din ăsta condensat îndulcit și 530 de grame de ciocolată neagră. Eu folosesc o ciocolată cu 54% cacao. Laptele ăsta condensat îndulcit este destul de dulce și atunci cu cât ciocolata este mai amăruie, cu atâta produsul final va fi mai puțin dulce și mai plăcut la gust. În anticiparea întrebărilor voastre, nu am încercat să fac cu ciocolată albă și nici cu ciocolată cu lapte, dar presupun că ar ieși foarte dulce și mult mai moale, deci ar trebui o cantitate mai mare de ciocolată decât asta neagră. Dacă vreți să încercați, puneți mult mai multă ciocolată sau de, ceva de genul ori 1,5 ciocolată poate sau poate chiar mai multă. Ok, peste ele am 30 de grame de fistic și 30 de grame de migdale pe care le-am prăjit puțin în cuptor și le-am mărunțit. Aici la adaosuri puteți să vă jucați cu ce aveți, puteți pune nuci, nuci pecan, alune de pădure, caise confiate, prune uscate, ce aveți, ce vă place, ce preferați, puteți pune mai multe, puteți pune mai puține. Și o să adaug și 30 de grame de coajă confiată de portocală, tot aici. Ok, cam astea sunt ingredientele, o să punem bolul pe o baie de aburi, pur și simplu o oală în care am pus niște apă, o să dau drumul să se încălzească și aburii vor încălzi și vor topi ciocolata și o să amestec aici. Iar am turit prea mult la începutul videoului că simt că respir greu. Ok, ciocolata s-a topit și acum o să torn toată compoziția asta într-o tavă de 20x20 de centimetri pe care am tapetat-o cu folie alimentară ca să-mi fie ușor să scot ciocolata când se întărește. Dacă nu aveți o tavă din asta, nu contează așa de mult, folosiți orice recipient care să nu fie foarte înalt, ca să vă fie ușor să scoateți ciocolata și dacă e mai mic o să iasă ciocolata mai groasă și nu e nicio problemă. Deci o pun pur și simplu aici și o nivelez. Și acum puteți să o lăsați și așa cum este fără nicio problemă, dar nu, eu o să o ornez puțin și pentru asta o să folosesc niște fistic la fel prăjit puțin și mărunțit pe care îl împrăști deasupra. Un pic de zmeură liofilizată. Și pentru un pic de kick în gust, câțiva fulgi de sare din ăștia Maldon care sunt foarte, foarte gustoși. Punem totul la frigider și lăsăm câteva ore să se întărească, după care trebuie scoasă, feliată și consumată. Este foarte bună,
dar de păstrat vă recomand să o păstrați tot la frigider, pentru că la temperatura camerei devine destul de moale și greu de gestionat, să zicem. Asta a fost rețeta pentru astăzi. Mulțumesc mult că v-ați uitat. Mulțumesc în special susținătorilor de pe Patreon și membrilor canalului de pe YouTube pentru tot sprijinul lor. Ne vedem la următoarea rețetă. Pa, pa!